Profesorii sunt cei care ar trebui să formeze un om, să îl învețe și să îl îndrume cel puțin în timpul școlii. Pentru asta este nevoie, în primul rând, de bună pregătire din punct de vedere academic. În ciuda acestor lucruri, mulți dintre ei se pare că nu au trecut cu bine peste examenul de definitivat. Din cei 191 de profesori și învățători care au susținut săptămâna trecută examenul de definitivat, doar 99 au reușit să-l promoveze. Gradul de promovabilitate la nivelul județului este de 51,83%. La examen s-au prezentat 202 candidați, însă 11 au ieșit din sală mai repede, speriați de subiectele primite. Dintre cei 191 de candidați care au predat lucrările, 92 au picat examenul pentru că n-au reușit să obțină minimum nota 7. Ba mai mult, 5 dintre ei au obținut note între 2 și 2,99. Dascălii nemulțumiți au depus contestații. Cei care au promovat acest examen beneficiază de o serie de avantaje, respectiv continuitate pe post, acumularea de vechime și anumite creșteri salariale.